Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de Sâmbătă, în săptămâna a 19-a după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, așa să ne socotească pe noi fiecare om, ca slujitori a lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Iar la iconomi mai ales, se cere ca fiecare să fie aflat credincios. Dar mie prea puțin îmi este că sunt judecat de voi sau de vreo judecată omenească de toată ziua, fiindcă nici eu nu mă judec pe mine însumi. Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu întru aceasta m-am îndreptat. Cel care mă judecă pe mine este Domnul, de aceea nu judecați ceva înainte de vreme, până ce nu va veni Domnul care va lumina cele ascunse ale întunericului și va vădi sfaturile inimilor. Și atunci fiecare va avea de la Dumnezeu lauda. Sfânta și dumnezeiască Evanghelie de Sâmbătă, în săptămâna a 19-a după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând: cărturarii și fariseii au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, că ce îi zic, dar nu fac. Pentru că leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, că își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poalele hainelor și le place să stea în capul mesei la ospețe și pe scaunele cele din tâi în sinagogi, să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și tatăl vostru să nu numiți pe pământ, că tatăl vostru unul este cel din ceruri, nici povățuitor să nu vă numiți, că unul este povățuitorul vostru, Hristos. Și care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, căci cine se va înălța pe sine, se va smeri, și cine se va smeri pe sine, se va înălța. În această Evanghelie, iubiți frați și surori, stă toată descrierea unui slujitor al lui Dumnezeu, care trebuie să-i slujească pe ceilalți, mai mult decât pe el, să-l primească ca Domn și Mântuitor în inima lui pe Domnul Iisus Hristos, care, într-o zi, îl va judeca după faptele sale. Iar cel care se smerește va fi înălțat după cuvântul Domnului, de aceea mai bine simpli și smeriți și de Dumnezeu iubiți. Amin. Sfinții zilei de 28 septembrie. Sfântul cuvios Hariton Mărturisitorul, Sfântul neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru, Sfântul proroc Baruch, Sfântul mucenic Pimen, soborul sfinților cuvioși din Lavra Pecerska, cu moaște în peșterile de aproape, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.